Ziua Imnului Național a fost sărbătorită astăzi și la Târgu Jiu. Evenimentul a strâns în piața prefecturii atât oficialități locale și județene, cât și militari și artiști ai ansamblului Doina Gorjului. Manifestarea a început cu o slujbă de mulțumire oficiată de un preot militar. A continuat apoi cu câteva cuvinte despre Imnul Național al României, simbol al țării noastre. Ziua Imnului este sărbătorită anual pe 29 iulie, dată la care, în 1848, a răsunat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. Din 1998, când a fost adoptată legea prin care această zi va fi marcată la nivel național, se organizează manifestări în toată țara de către autoritățile publice și celelalte instituții ale statului. În același an, Banca Națională a pus în circulație două monede de aur cu valori nominale de 500 și 1000 de lei pentru a marca 150 de ani de la Revoluția Pașoptistă. Versurile aparțin lui Andrei Mureșanu, iar muzica lui Anton Pan. La originea Imnului Național al României se află poemul patriotic Un răsunet, scris de poetul Andrei Mureșanu și publicat pentru prima dată în numărul 25 din 21 iunie 1848 al suplimentului Foaie pentru minte, inimă și literatură, pe o melodie culeasă de Anton Pan. Conținutul profund patriotic și național al poeziei a fost de natură să însuflețească numeroasele adunări ale militanților pașoptiști pentru drepturile naționale, mai ales din Transilvania. A fost intonat în timpul războiului de independență 1877-1878, în primul război mondial și la Marea Unire din 1918. A fost, de asemenea, intonat în cel de-al doilea război mondial. După instaurarea dictaturii comuniste în anul 1947, Deșteaptă-te Române a fost interzis, intonarea sau fredonarea lui fiind pedepsită chiar și cu ani grei de închisoare. La Revoluția din 1989, imnul a fost cântat de uriașele mase de oameni, unind un întreg popor. Astfel, instituirea sa ca imn național a venit de la sine sub presiunea revoluționarilor ieșiți în stradă. Ceremonia de la Târgu Jiu a continuat cu intonarea lui și marșul forțelor militare.